Legumele verii au început să ajungă din grădină pe mesele noastre. Acestea ascund în ele comori de sănătate. În materialul de astăzi vom vorbi despre vedeta incontestabilă a acestui moment al verii și anume castravetele. Castravetele este o legumă din familia Curcubitaceae, din care provin și dovleacul, dovlecelul, pepenele verde sau galben. Este a patra cea mai cultivată legumă din lume și este considerat un superaliment. Pe teritoriul țării noastre, castraveții sunt prezenți de peste 2500 de ani și tot de atunci sunt folosiți ca medicament, dar și ca plantă magică. În România sunt cunoscute două varietăți ale castravetelui, dintre care cea mai frecvent întâlnită este castravetele de murături, cunoscut și drept castravete românesc, de dimensiuni ceva mai mici, cu coaja aspră, buburoasă și de un verde deschis la culoare. Castravetele de salată, numit și castravetele bulgăresc, este cel crescut în seră, îndeosebi iarna. Este lunguieț, poate atinge până la 40 de centimetri lungime, coaja lui este netedă, de un verde închis. Sărac în calorii, dar plin de vitamine și minerale, castravetele este un aliment excelent în orice anotimp. Cine nu a mâncat măcar o dată în viață salată de roșii și castraveți, castraveți cruzi, tăiați felii sau castraveți murați? Trebuie spus că procedeul de murare cu saramură ori oțet reduce conținutul de vitamine din compoziția castravetelui, dar păstrează intact conținutul de minerale. În plus, sub această formă, castraveții conțin substanțe care ajută la îmbunătățirea digestiei. De aceea, iarna, castraveții murați sunt nelipsiți de la mesele cu mâncăruri grele. Castravetele este alcătuit în proporție de 96,5% din apă și are foarte puține calorii. Un kilogram de castraveți are o consistență mai mică decât o felie de cașcaval, nu conține grăsimi, ci doar o cantitate infimă de substanțe proteice. În schimb, conține o cantitate impresionantă de potasiu, fier, siliciu asimilabil, magneziu și fosfor, care în cea mai mare parte sunt depozitate în coaja legumei. În coajă găsim și vitamina C, vitamina A, vitaminele din complexul B, enzime care intervin în procesul digestiei și al metabolismului și acid cafeic. Cercetătorii afirmă că fără coajă, castravetele nu are nici măcar jumătate din valoarea sa terapeutică. Compus din peste 90% apă, castravetele ar trebui să fie un aliment nelipsit pentru cei care nu beau suficientă apă într-o zi. Acesta previne în mod eficient deshidratarea, iar pe timp de caniculă, un pahar cu suc de castraveți cu țelină ajută la normalizarea temperaturii corpului. Castravetele este unul din produsele naturale cu cel mai puternic efect diuretic, curățând rinichii de sărurile depuse și prevenind astfel formarea calculilor. Consumul de castravete proaspăt, minimum jumătate de kilogram pe zi, stimulează activitatea rinichilor, împiedică recidivarea infecțiilor și stimulează eliminarea apei din corp. Flavonoidele, compuși de siliciu și fenolii din castraveți, au un puternic efect antiinflamator. Aceste substanțe previn inflamarea arborelui bronșic și apariția astmului bronșic cu crizele sale specifice. Acest efect protector se observă și la fumători, precum și la persoanele expuse la noxele din aer sau care răcesc frecvent. Decoctul preparat din semințe de castravete calmează tusea și ajută la expectorație. Conținând cea mai pură apă, fibre alimentare, substanțe diuretice naturale și un număr infim de calorii, castravetele este cel mai bun aliment pentru slăbit. Persoanele care vor să slăbească ar trebui să consume în timpul sezonului măcar 600 de grame de castraveți proaspeți, cu tot cu coajă, pe zi. Este un tratament simplu care duce la scăderi semnificative în greutate prin micșorarea numărului de calorii din porția zilnică de hrană, prin eliminarea apei suplimentare din țesuturi și prin îmbunătățirea metabolismului zaharurilor.
coaja castraveților, în special a celor cu un gust amărui mai pronunțat, stimulează celulele pancreasului să producă insulină și echilibrează glicemia prin acțiune directă. O cură de o lună, în care se consumă minimum jumătate de kilogram de castraveți pe zi, cu tot cu coajă, previne diabetul și chiar tratează cu succes formele ușoare ale acestei boli. Potasiul, magneziul și fibrele alimentare, conținute în cantități mari de către castraveți, sunt adevărate medicamente pentru tratarea tensiunii arteriale oscilante și aritmiei cardiace. În timpul verii, când aceste boli devin periculoase, este indicată cura în care se consumă zilnic 1 kg de castraveți, vreme de 4 săptămâni. De asemenea, castravetele ajută și la reglarea nivelului de colesterol. Durerile de cap provocate de căldură și insolație pot fi stopate cu suc de castraveți și puțină lămâie. Amestecul este un foarte bun rehidratant, recorește și diminuează intensitatea durerilor de cap. Extern, se aplică felii reci de castravete pe frunte, pe ceafă și pe tâmple. Castravetele conține siliciu, un oligoelement mineral a cărui concentrație din organismul nostru scade odată cu vârsta și care este esențial pentru asimilarea calciului, a magneziului sau a fosforului. Un deficit de siliciu cauzează pierderea elasticității pielii, slăbirea rezistenței unghiilor, oaselor și articulațiilor, motiv pentru care consumul frecvent de castraveți ameliorează artrita și întărește articulațiile. Pentru gută, se face o cură de 3-4 săptămâni, timp în care se consumă zilnic o combinație de suc de castraveți amestecat cu suc de morcov în proporții egale. Un litru pe zi din acest preparat antrenează sărurile urice din articulații și ajută la eliminarea lor prin urină, reduce inflamația articulațiilor și elimină gradat crizele dureroase. Castraveții ameliorează gastrita și ulcerul gastric. Se administrează în afara perioadelor de criză, când ajută la refacerea mucoasei gastrice lezate și la reglarea secreției de sucuri acide. Ingerat în timpul crizei de gastrită, castravetele este cel mai bine tolerat sub formă de suc. În unele cazuri însă, el poate intensifica secreția de sucuri acide și poate agrava durerile și leziunile, fiind necesar să fie administrat cu prudență sau chiar eliminat din alimentație. Litiaza biliară este foarte bine prevenită de consumul zilnic de salată de castraveți preparată cu ulei virgin de măsline. Castravetele combinat cu uleiul de măsline stimulează vărsarea bilei, prevenind astfel dischinezia, stazele și formarea de calculi în colecist. Substanțele active din coaja castraveților stimulează secreția endocrină și exocrină a pancreasului, reduc inflamația acestui organ și ajută la o bună metabolizare a alimentelor complexe. Castraveții sunt indicați și femeilor însărcinate, deoarece sunt un leac minunat împotriva grețurilor matinale specifice lunilor de sarcină. De fiecare dată când senzația de greață apare, este recomandat consumul câtorva felii de castravete proaspăt, cu tot cu coajă. Sucul de castraveți vindecă gingiile și ajută la menținerea sănătății lor. O felie de castravete, ținută pe cerul gurii timp de 30 de secunde, ucide bacteriile din cavitatea bucală, responsabile pentru respirația urât-mirositoare. Castraveții cruzi au beneficii multiple și pentru piele, păr și unghii. Sucul de castravete poate matifia tenul gras, poate echilibra tenul acneic și poate calma roșața și eczemele. Odată pe săptămână, se clătește fața cu sucul de la 2-3 castraveți, ținuți 5 minute în frigider și lăsat să acționeze 10-15 minute, după care se spală fața cu apă călduță. Pentru tratarea crăpăturilor și mâncărimilor pielii, se poate folosi sucul de castravete sub formă de loțiune. Ochii umflați, pungile de sub ochi sau cearcănele se tratează cu felii reci de castraveți sau comprese cu suc concentrat.
Pentru unghii fără pete galbene, tari și curate, se pune într-un bol suc de castravete și lămâie în părți egale, apoi se introduc unghiile în acest amestec timp de 20 de minute. După uscare, se aplică puțin ulei de măsline timp de 10 minute. Procedeul se repetă o dată pe săptămână. Pentru păr, sucul de castravete poate fi folosit pentru clătire. Va elimina grăsimea, aspectul de păr uscat, ars sau neîngrijit și va lăsa părul strălucitor. Siliciul și sulful din castraveți stimulează de asemenea și creșterea părului. Magneziul, potasiul și siliciul sunt mineralele cele mai benefice pentru piele. Din acest motiv, tratamentele pe bază de castravete sunt folosite cu regularitate în stațiunile balneare. În cele mai multe studii de specialitate, se spune că nu există reacții adverse și nici contraindicații la castraveți. Totuși, persoanele cu hipertensiune severă, cu ascită, ori cu alte afecțiuni la care aportul masiv de lichide în organism este limitat, vor consuma cu măsură castraveți. Există persoane a căror digestie nu se împacă foarte bine cu castraveții. În cazuri foarte rare, ei produc indigestii, dureri abdominale, palonare și stare de greață. În plus, abundența fibrelor poate produce și flatulență. Aceste simptome se datorează de obicei semințelor de castravete și ca atare vor dispărea dacă semințele sunt îndepărtate de pe felii înainte de a fi consumate. Pe de altă parte, semințele sunt pe locul 2 după coajă ca și conținut de vitamine și alte substanțe cu efect terapeutic. Deși coaja este sănătoasă, totuși nu este recomandată celor care au probleme cu bila sau suferinților de sindromul colonului iritabil. De asemenea, persoanele care au probleme cu fierea ar trebui să reducă sau să evite consumul acestora. Castraveții se consumă cu tot cu coajă, foarte bine spălați, în salate sau simpli tăiați felii. Doza recomandată este de 200 de grame pe zi, dar în cazul unor cure de slăbire, a bolilor care necesită o cantitate sporită de apă și diuretice, porția zilnică poate crește până la 900 de grame. Spălarea castraveților pentru a preveni orice posibilă contaminare se va face în jet de apă, după care vor fi îndepărtate orice porțiuni stricate pentru a elimina riscul de a fi ingerate microorganisme patogene. Cum castraveții sunt foarte sensibili la căldură, trebuie aleși doar cei care sunt depozitați în locuri răcoroase. Aceștia trebuie să fie tari, rotunzi la vârf, iar culoarea ar trebui să fie verde crud sau verde închis. Trebuie evitați castraveții care sunt galbeni, umflați, cu porțiuni moi sau vârfuri ridate. Este recomandat să alegeți castraveți cu coaja mai puțin lucioasă, pentru ca nutrienții din coajă să poată fi consumați fără chimicalele care îi dau acel luciu. Castraveții par să aibă o reputație mixtă în lumea sănătății naturale. O mulțime de oameni presupun că aceste legume sunt lipsite de nutriție, deoarece sunt formate din aproximativ 90% apă. Totuși, aceștia posedă proprietăți care îi fac demn de atenție în regimul nostru alimentar. Nu uitați că un castravete pe zi ține medicul la distanță.